Vă salut ca de fiecare dată cu mare drag! Haideți, eu vă zic acum un enunț, iar împreună să identificăm care o fi fiind greșelile de exprimare în enunțul respectiv. De exemplu, mă duc la serviciu cu rutiera, merg 3 opriri, iar la a treia oprire cobor. Probabil că mulți dintre dumneavoastră v-ați și dat seama care sunt erorile comise intenționat. În primul rând, ne uităm la substantivul rutieră, care, de fapt, este impropriu limbii române în acest context și cu această semnificație. Uitându-ne în dicționarul explicativ, vom constata că rutieră, în primul și în primul rând, este un adjectiv, care înseamnă, care ține de drumuri și șosele, privitor la drumuri și șosele, care se referă la transportul pe șosele. Atenție, este adjectiv. Tot dicționarul explicativ ne prezintă și următoarele sintagme. Transport rutier, care înseamnă transport care se face pe șosele. Tractor rutier, tractor cu remorcă, prevăzut cu roți de cauciuc și servind la transporturi. Și mașină rutieră, care înseamnă mașină folosită la construirea șoselelor. Prin urmare, rutier, rutieră, nu înseamnă acel substantiv care desemnează un maxi-taxi sau un microbus. Prin urmare, vom spune așa, m-am dus la școală sau m-am dus la serviciu cu maxi-taxiul sau cu microbusul și vom evita cât mai mult posibil varianta greșită, m-am dus la școală cu rutiera. Iar rutier, cu statut de substantiv, îl putem atesta în dicționarul explicativ cu sensul de ciclist participant la întrecerile sportive care se desfășoară pe șosele. O altă eroare pe care cu siguranță că unii dintre dumneavoastră ați identificat-o în enunțul de mai sus a fost substantivul oprire. În limba română nu este ca și în limba rusă ca oprire să însemne stație. Și dicționarul explicativ ne confirmă lucrul ăsta. Oprire înseamnă încetarea unei acțiuni, a unei mișcări, rămânere pe loc, staționare. Așadar, vom evita cuvântul oprire atunci când vrem să spunem stație, acel loc în care staționează propriu-zis taxiurile, microbusele, autobusele. Corect vom spune, opriți, vă rog, la stație. Tot în categoria exprimărilor greșite se încadrează și sintagma ultima oprire. Ne vom exprima corect stația terminus sau pur și simplu vom zice terminus. De asemenea, este greșită exprimarea care este foarte, foarte des întâlnită. Coborâți la următoarea stație? Formula corectă este coborâți la prima stație? Vreau să cred că și de data aceasta ți-am fost de folos. Te las cu bine. Pe data viitoare.